Trecem la următoarea secvență a serii. Este o premieră, această nouă secvență a serii. Ne-am propus să facem un teasing, să facem un experiment frumos, să vă provocăm să înțelegeți mai bine și apoi să lecturați cu mai multă curiozitate și cu mai mult aplomb interviul ediției care este anunțat în coperta unui revistă. Ca atare, ne-am gândit să îl invităm și să-i acordăm un statut de invitat special unei distinse persoane care cumulează mai multe calități. Este și antreprenor, și fondator de afaceri, și economist, și în fine, inițiatorul unor proiecte absolut insolite. Domnia sa este absolvent de studii economice, absolvent de științe ale comunicării, este titularul unui MBA, de asemenea, și și-a lăsat amprenta în multe afaceri, mai mult sau mai puțin cunoscute deja dumneavoastră. Nu face niciun secret, îl invit alături de mine pe domnul Octavian Bădescu. Bună seara, bine ați venit! O secundă, numai să văd. Ăsta nu... Da, 20. Da. Bună seara, domnule Bădescu. Îmi pare tare bine că sunteți alături de noi. Bună seara și mulțumesc că ați pus mare presiune cu prezentarea. Ideea noastră a fost să, cum spuneam, să deschidem pofta, deschidem apetitul tuturor celor care sunt în sală și celor care vor fi informați de cei din sală despre ceea ce sunteți, despre, mai ales despre ceea ce faceți, despre ce aveți ca proiect. Nu o să putem, firește, să intrăm în adânc și să putem înțelege așa cum trebuie toate lucrurile care țin de inițiativele dumneavoastră, dar e bine să pornim într-un fel. În primul rând, deci în cele câteva minute pe care le avem împreună, aș vrea să vă rog să știu eu, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre parcursul dumneavoastră profesional. Dacă îmi amintesc bine, sunteți cel care a fost pe picioare un brand cunoscut nouă tuturor, Same Day, nu? Curierul Same Day, da? Și nu numai, cred că ați activat și în managementul de retail, nu? Da. Ați activat și chiar în comerțul online, Flori, mă înșel? Și în comerțul. Iată că am mai reținut câteva lucruri. Foarte, foarte eterogenă, știu eu, dezvoltarea asta și acoperirea dumneavoastră, dar în același timp, asta spune foarte mult. Spune faptul că sunteți curajos, aveți viziune și nu vă opriți. Asta e foarte important. Vă rog, spuneți-ne câteva lucruri despre felul în care ați plecat la drum și momentul în care vă aflați astăzi. Da, mulțumesc foarte mult, foarte onorant această invitație. Eu n-am fost, sunt antreprenor actualmente, dar n-am fost întotdeauna antreprenor. Eu am pornit ca agent de vânzări într-o companie de curierat în urmă cu vreo 20 și ceva de ani. Am condus o companie de curierat timp de 4 ani înainte de Sydney Curier, se numea Alo Curier. Și era una dintre cele mai cunoscute din București. Apoi am fondat Sine de Curier, pe care toată lumea probabil că acum o știe. A fost fondată în 2007. A fost prima companie românească listată pe piața Aero a Bursei de Valori. Și a fost achiziționată de către EMAG în 2017. Am mai avut un proiect, Retail Plus Eastern Europe, că vorbesc de cercetarea de piață. Aici făceam, verificam modul de prezență al brandurilor în punctul de vânzare. A fost o companie fondată împreună cu parteneri din Israel. A devenit lider de piață pe această nișă în România și în țările de fosta Iugoslavie și în Bulgaria. Și a fost achiziționată de către o companie din grupul Nielsen în 2012. Am mai pornit un proiect, Freedom Group, am avut o franciză Remax.
Dar aceste două companii au fost probabil mai cunoscute publicului. Actualmente mă ocup mai mult cu educația economică, cred că aici îmi petrec cel mai mult timp. Și parte din această educație economică este și proiectul pe care îl prezint practic în această seară, Banca de Minute, care este un proiect social. Este antreprenoriat pentru că e creație, nu? Ce e antreprenorul? Antreprenorul este acea persoană care identifică o nevoie insuficient satisfăcută în societate, care pune împreună într-un demers creativ factorii de producție necesari soluționării ei, care își asumă riscurile capitalului investit în scopul maximizării beneficiilor obtenate. Asta ar fi o definiție a antreprenorului. Deci e un proiect antreprenorial. Dar el nu este destinat banilor. Deci ați face cont în Banca de Minute, este gratuit. Nu producem bani cu el. Este un sistem monetar complementar. Și asta este ultima creație, dacă vreți, pe zona antreprenorială. Înțeleg că, de fapt, asta a fost tema cărții dumneavoastră, care se numește Timpul ca monedă. Și este o, cum să spun, o inițiativă absolut insolită. Dacă vorbim de bănci comerciale, de bănci de organe, de bănci de locuințe, de orice fel de bănci, ca să nu mai spun că sunt și altfel de bănci, iată că există o bancă de minute. Minutele fiind minutul acesta convertibil, minutul care este și unitate de măsură și unitate de sold, înțeleg, a celor care își fac un cont. Dacă sunteți buni să ne explicați pe scurt cum funcționează banca de minute, ce își propune să facă, vă rog. Bun, deci, la bază, eu sunt economist, așa cum spuneați și dumneavoastră, și m-am și pasionat de economia, nu doar că s-a absolvit de ASE, am făcut și un MBA și am făcut lucrarea de dizertație cu tema Timpul ca monedă. Am scris o carte, una, o două de fapt, dar una dintre ele se numea Timpul ca monedă, Timpul, resursă și monedă, și pleacă de la problema pe care am identificat-o în societate, și anume scăderea puterii de cumpărare a banilor. Vedeți, eu acum țin și o emisiune la Global News, Economia pentru toți, și chiar astăzi am înregistrat o emisiune care se numea Statul și antreprenorii. Deci, statul și antreprenorii, o relație asuprit, asupritor asuprit. Una din formele prin care statul ne asuprește este scăderea puterii de cumpărare a banilor prin expansiunea monetară, fără acoperire. Inflația. Inflația. Inflația monetară care determină creșterea prețurilor, care de fapt determină scăderea puterii de cumpărare a banilor și ne obligă, practic, să muncim în continuu și să nu putem economisi. Să fim în această roată a șuricelului, fie că sunt pensionari, că sunt angajați, că sunt antreprenori. Este, practic, o decapitalizare graduală, o taxare ascunsă și asta este o problemă majoră, e de câteva procente anual. Și ea trebuie să-și găsească o rezolvare sau trebuie să încerce să-și găsească o rezolvare. Pentru că nu e numai decapitalizarea. Mai este și partea de polarizare pe care o produce. Modul de distribuție a masei monetare în economie, de sus în jos, creează pierzători și câștigători care nu au legătură cu capacitatea individuală a fiecăruia, asta este marea problemă, ci în funcție de cine are mai mulți bani și acces mai rapid la mai mulți bani și mai ieftin. Ceea ce este o inechitate. Și atunci, cu spiritul antreprenorial, am căutat să găsesc o soluție acestei inechități. Și sigur că am teoretizat acest concept, am considerat că și timpul poate avea o reprezentare monetară și nu am, așa am scris cartea, Timpul, resurs.
rusă și monedă. Și sigur că lumea m-a întrebat, ok, foarte frumos, așa e, ai dreptate, dar cum ar funcționa chestiunea asta? Și atunci am investit resurse și am făcut efectiv o aplicație, un site. De fapt, un proiect social digital. E un proiect social digital în care este exemplificat și de fapt pus în practică și pus la dispoziția tuturor un astfel de proiect monetar complementar, care este și legal. Dacă cercetați pe internet, ideea de monedă complementară nu este în premieră folosită aici în România. Există, este reglementată, nu vorbim de criptomonede aici, ci de monede complementare. Oricine poate să facă o monedă complementară, deci și eu. Și îi invit pe fiecare să cerceteze, să citească interviul din revistă. Prima chestiune, apoi să se uite pe site-ul bancademinute.ro, unde este explicat pe larg, este explicată baza teoretică pe larg a acestei soluții și, de ce nu, să își creeze cont, nu e niciun cost, și să înceapă să opereze, să schimbe bunuri și servicii pe baza minutelor convertibile de care vorbeați. Practic, concret, iar eu fac acest lucru. Deci, în momentul în care oamenii își fac un cont, vor avea la dispoziție un sot. Noi, în toată viața noastră, noi facem schimb de timp. Asta este ceea ce facem pe parcursul vieții noastre, schimb de utilități reciproce. Și cum se va produce această interacție? Și noi doar măsurăm utilitățile reciproce. Între clienții bănci, da? Cum se va produce interacțiunea concretă? Deci este exact ca un site de bancă. Vor avea un sot și apoi, sigur că dumneavoastră doriți, dacă îmi vindeți această haină și sunteți de acord să primiți minute convertibile, eu vi le voi transfera, o să-mi faceți un preț și dacă eu voi accepta, atunci se va face schimbul și eu voi lua haina și dumneavoastră veți lua minutele. La fel și dumneavoastră, dacă doriți ceva de la mine, deci eu fac un preț pe acel ceva, eu dau, de exemplu, și consultanță imobiliară, că sunt în imobiliare, îmi ofer serviciile pe conta minutelor convertibile și, practic, oamenii pot achita ceea ce datorează în această monedă. E pur și simplu o monedă complementară, la fel. Și prețul este un minut, nu? Da. Doar că este corect arhitecturată de perspectivă economică și nu este inflaționist. Iar masa monetară este echitabil distribuită tuturor. Și la un moment dat, cum se convertesc minutele acestea într-o monedă clară, convențională? Bine știu. Da, și acum se pot converti. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să îmi vindeți minutele respective contra lei și eu se accept, se poate. Eu vă transfer lei și dumneavoastră îmi transferați minute. Este o aplicație bancară și în curând, probabil până la finalul acestui an, va avea atașată și un marketplace. Adică o zonă în care oamenii își vor putea pune ceea ce doresc să își înstrăineze în acest marketplace și se vor putea face, putem să-i ajutăm și acum pot să facă tranzacții, dar vor putea să-și pună. E un site de anunțuri în care prețurile vor fi exprimate în această monedă complementară. Va fi extraordinar interesant să oferiți publicului și niște filmulețe demonstrative, niște explicații. Există pe site filmulețe foarte explicite, ca să zic așa. Și ceea ce ne interesează în primul și în primul rând e să facem educație economică, să atragem atenția oamenilor cu privire la această nedreptate majoră care se produce în societate din partea statului. Și să ajutăm să conștientizeze că sunt sărăciți într-un mod nedrept și, în egală măsură, să oferim o alternativă, să punem o chestiune pe tabet, care poate că, prin faptul că ar putea agrega un număr mai mare de oameni, poate că va deveni o alternativă chiar și acceptabilă și în parteneriat cu statele. De ce nu? Pentru că această problemă nu e doar în România.
în România, ca să vă dau un exemplu, doar în 2020 până astăzi, masa monetară a crescut cu 60%. Da. Deci creșterea prețurilor este efect al creșterii masei monetare. Această masă monetară a fost creată de către stat, nu de mine, nu de dumneavoastră. Deci a scăzut valoarea economiilor noastre, adică valoarea muncii noastre. Noi muncim într-o zi 8 ore, primim, să zicem, 80 de euro și punem, consumăm de 60 și punem deoparte 20. Acești 20 reflectă munca noastră timp de 2 ore. De ce aș pune deoparte? Ca să pot consuma undeva la un moment în viitor, echivalentul a 2 ore muncite. Peste 2 ani, 5 ani, 10 ani. Ori în actualul sistem monetar, eu voi putea consuma ca și cum aș fi muncit jumătate de ore. Ori timpul, de acord? Ori timpul este resursă finită și neregenerabilă. Și prin inflația monetară, nouă ni se fură această resursă finită și neregenerabilă numită timp. Și asta este ceva care este o rușine pentru secolul 21, în care avem toată cunoașterea lumii la un clic distanță și noi continuăm să tolerăm un astfel de sistem fără să ne opunem prea mult. Vreau să spun că este foarte interesant cum spuneați că masa monetară crește în condițiile în care... Nu crește natural, este crescută. Este crescută, reformulez, în condițiile în care soluțiile digitale sunt la mod, în condițiile în care plățile cu cardo au explodat, în condițiile în care este crescută, masa monetară prin, este crescută prin două formule. Odată datorită deficitelor bugetare, statele care se datorează. Absolut. Și datoriile astea trebuie plătite. Banca centrală crește masa monetară, pe de altă parte sistemul bancar, băncile comerciale, prin sistemul rezervelor fracționare, ele creează bani din nimic, fără nicio acoperire. Și asta crește masa monetară. Așa se produce. Crizele economice, bubble-urile și crizele, se produc datorită acestui lucru. Și se poate și altfel. Asta e ceea ce dorim să atragem atenția. Se poate și altfel. Vreau să vă întreb un lucru. Ați menționat că asistăm la inflație, la erodarea puterii de cumpărare. Evident. Toate lucrurile acestea reprezintă, sunt, știu eu, avantajul unor cicluri. Cicluri de inflație, de creștere, provocare și așa mai departe. Condițiile geomilitare, din ziua de azi geopolitice, considerați că se va lungi, de pildă, ciclul acesta de erodare până la revenire? Sau, în general, sunteți de părere că ciclicitatea este respectată într-un mod relativ? În actualul sistem în care toate statele sunt pe datorii, nu poate evolua inflația decât într-o creștere. Sigur, cu poate mai, anumite suișuri și coborâșuri, dar trendul este de creștere accelerată pentru că își va găsi diverse justificări. Clima, războiul, energia, luptăm împotriva inflației, lupta împotriva inflației. Deci auzi lideri din America care vorbesc de luptă împotriva inflației, tipării monedă. E alucinant. Luptele știința economică a fost pervertită în ultimii zeci de ani și cineva trebuie să spună lucrurilor pe nume. Apropo, și războaiele sunt produse tot prin această expansiune monetară. Păi ia să nu mai finanțăm război. Vrem pace? Păi nu trebuie să mai finanțăm război. E foarte simplu. În actualul în acest sistem monetar, în care toți banii sunt produși de către indivizi în momentul în care își fac cont, ca să existe război, ar trebui ca acești indivizi să doneze bani pentru război. Hai să vedem dacă o fac. Deci, existența războiului este stimulată de expansiunea monetară care finanțează războiul. Noi nu putem vorbi că luptăm pentru pace finanțând războiul. Da. Vom încheia scurta noastră discuție întrebându-vă cam ce mesaj credeți că ar fi potrivit și adresat tinerilor din ziua de azi, pentru că avem o mare problemă, ne preocupă viitorul și sunt probleme grave în educație, în perspective, în laturile acestea legate de șomaj și așa mai departe. Cum credeți că ar trebui capacitați, știu, stimulați și încurajați cei tineri să creadă în viitorul
Bun. Trebuie, în primul rând, să nu fie dezavantajați. Adică, în actualul mod de derulare a lucrurilor prin politică monetară și fiscală, de fapt, tinerii sunt dezavantajați. Pentru că statul ce face? Folosește aceste instrumente de politică fiscală pentru că a face companiile mari și mai mari. Ori asta înseamnă că creează dezavantaje tinerilor, companiilor mici și mijlocii, indiferent cine le deține, că sunt tineri, că sunt persoane de vârstă medie sau mai în vârstă, se creează dezavantaje prin politica monetară, prin politica fiscală și prin politica reglementativă. Statul, de păcate, nu este un arbitru neutru, ci este un arbitru părtinitor și în momentul în care folosește taxe și impozitele, spre exemplu, pentru a acorda ajutoare de stat vreunor mari companii sau așa, el creează o perturbare în economie și prejudicează. Se vorbește, pare foarte frumos, ajutor de stat. Sună bine, ajutor, nu? Ce frumos! Unde e un ajutor de stat, e și un prejudiciu de stat. Deci ceea ce ar putea să facă statul în perspectiva asta e să lase lucrurile să se întâmple natural și să nu mai pună pețe în roate prin diverse proceduri reglementative și prin diverse maniere fiscale și prin diverse proceduri monetare să nu mai pună piedici oamenilor în a-și pune în valoare trăsăturile cu care i-a înzestrat Dumnezeu. Trebuie să avem multă atenție și răbdare. Și răbdare în contextul în care ceața electorală e foarte deasă și nu prea mai vedem de casă. Domnule Pădescu, vă mulțumim tare mult, a fost mulțumesc o plăcere să vă ascultăm, să vă cunoaștem dacă direct întrebări din sală, și cu siguranță vom descoperi mult mai multe lucruri ulterior în interviu. Da, mulțumesc. Felicitări, toate cele bune. Mulțumesc. Să-l aplaudăm pe domnul Pădescu.